Deputatul de Alba, Clement Negruț, contestă încă o dată calitatea lucrărilor la sectorul de autostradă Orăștie-Sibiu, care trece și prin județul nostru. Deputatul vorbește în mod deschis despre lucrările din zona Aciliu, autostrada fiind închisă în acest moment pentru reparații în zona respectivă. Constatăm, fără să fie o surpriză, că în momentul de față, pe tronsonul de autostradă Orăștie-Sibiu, lucrurile nu stau așa cum ar trebui să fie. Vedem ce înseamnă graba prin care guvernul USL de la vremea respectivă a grăbit inaugurarea acelui tronson de autostradă, iar acum un kilometru jumate de autostradă între Cunța și Săliștea este închis. Circulăm ba pe autostradă, ba pe lângă autostradă. Vedem cum, din dorința de a epata, de a arăta cât ești tu de bun prim-ministru, inaugurând un tronson de autostradă unde erau mari probleme încă de la începutul acestui proiect, care, iată, acum își arată roadele negative și tronsonul de autostradă este închis. Trebuie înțeles foarte bine că asemenea lucrări, de o importanță majoră, trebuie să iese din sfera influenței politice, să rămână în sfera tehnică, iar specialiștii să-și facă treaba așa cum se cuvine. Vreau să vă spun că am spus-o de mulți ani, acum 3-4 ani de zile, de acea zonă de la Ciliu, că sunt probleme identice cu zona Câlnicului, de la Câlnic. Acolo nu s-au făcut lucrările care trebuiau făcute și acum vedem rezultatul, autostrada închisă. La Câlnic, pe o porțiune de 600 de metri, cu aceeași structură a terenului, lucrările făcute așa cum a solicitat constructorul, nu sunt probleme. Ca atare, avem un guvern și un prim-ministru care, într-un fel sau altul, trebuie să dea socoteală pentru acest lucru. Inaugurarea tronsonului de autostradă s-a făcut de către premierul candidat Victor Ponta în luna noiembrie 2014, cu puțin timp înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.